Bună la toată lumea! Să lucrăm astăzi pentru Ada și Lex și pe Da. cuțicuța lor Lucky, sesiune de recurățare. Așa. O să vedem punctele și cauzele lor pe parcurs. Noi le-am discutat și înainte. Bun. Așa. Declarăm sesiunea deschisă. Și ne facem protecțiile pe noi, conexiunile și device-urile folosite în această sesiune, Da. locația noastră, Da. așa, relaxează-te, te întinzi, iar acum într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet, 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc, relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar că rezultat al acestei stări de relaxare. Iar acum, să-ți număr de la 1 la 3, iar tu te vei conecta telepatic și informațional cu părțile sufletești a lui Ada, Da, sunt toți Lex, aici. așa și pisicuța. Da. Deci eu văd la ei în casă. De fapt, am văzut ei în scene, da? Da. Prin timpul numărătorii am văzut și o entitate, da? Care vrea să mă ciocănească în cap. Știi? Adică este o De unde și până entitate, unde? este o prezență în casă, da? Este o prezență în casă care arată ca un Batman. Blochează Exact. sau nu o să atingă de tine Am cum? blocat-o și a țipat la mine, a zis că n-am E un dreptul. vacuum. Dar nu, Dacă nu, te nu, atinge. nu, Dacă ți... în clopă de lumină închis în partea de Da. jos este, așa cum ne-a spus și lor. Dacă vrem să continuăm această curățare, mi-a creat o stare ca de amețeală. Așa, deci să-l închidă și ei în clopă de lumină și eu îmi retrag ceea ce am blocat, știi? Că ei au dreptul energetic, locuiesc aici. Adică este acasă, da? Ca și cum ar fi acasă, da? Deci că nu este de curând, dar eu îi văd amprentele energetice de multă vreme. Ca și cum ar veni, ar pleca și s-ar Da. ascunde, da? Așa, deci arată ca un Spider-Man, da? Cum au copiii, știi, cu chestia aia, așa? Și în momentul când a întins gâtul, l-am văzut-o de mai aproape, am văzut că, de fapt, partea asta din față este ca cu un cioca de pasăre, da? Este Are, hibrid. este hibrid, este hibrid mantid. Așa, are Da. picioarele de mantidă, brațele de mantidă, părți din mantidă, dar este și cu altceva, ca și cum ar fi pus
într-un costum, știi? Iar are o coadă la spate, dar coada este ca de scorpion, asta vreau să spun, da? Da. Zice că se numește Hilda. Dar este evident, are un nume, nu vreau să îmi pierd timpul înșirându-vă o serie de consoane cu hâgână și așa mai departe și tă, da? Și două vocale, are vreo 14-15 litere, e pronunțabil pentru limbile noastre omenești, da? Spune că se află aici pentru comandă și furt de energie sexuală. Da. De la cine? De la un doi? Bineînțeles, dar nu orice fel de energie sexuală. Adică nu aia separat. Și da. Energia lor sexuală din combinată. Oia, da? Așa. Pe ea, pe Ada, o văd un ceas mare așa la mână, energetic, da? Deci are cadranul cam atâta, știi, e fixat. Da. Și deci parcă acele de la ceasul ei se învârt foarte, foarte repede față de ale lui, știi? Adică ca și cum iar fi pe o linie temporală unde timpul este dat pe repede înainte, foarte repede, da? Da. Așa și el funcționează mult mai lent, da? Și văd că ea fiind mai puternică, psihologică a energie, îl influențează și pe el și îl cam zăpăcește câteodată. Da. Așa și întreb de unde și până unde ea se conectează mereu la linia asta, da? Că este, cum să spun, o variantă, una din miliardele de variante care poate să existe, da. Știi, create ori de noi, ori artificial, da? Și deci ea funcționează și pe linia normală, dar se duce și acolo, pe această linie unde lucrurile se întâmplă foarte repede, pentru că este o linie creată de către entități ca să grăbească procesul intrării în, știi, bionizării a corpurilor de așa, nu în decret. Iar ea lucrează în domeniu și de asta funcționează acolo, da? Da. Și deci îi spune exact, așa, deci le-am cerut acordul, nu am continuat această sesiune, bineînțeles, fără acordul părților sufletești, dar deja implicându-mă am pornit și eu înainte, ca și linia aceea temporală, da? Pe psică, la un moment dat, deci văd ca și cum ceva a mușcat-o de trunchi, da? Deci ea s-a luptat cu energii, cu forme, gând mai degrabă decât de entități, da? Și deci asta se datorează stimei de, nu stimei de sine. Ada are stimă de sine pentru realizările ei, încrederii în ea, în ceea ce face, da? Adică curățări și chestii de genul ăsta, da? Și atunci se creează breșe prin acea neîncredere, da? Da. El e foarte bun, foarte bun. Nu că ea nu este, dar adică el este ca un copil care trebuie mânghiat, așa îl percep, da? Da. Cel puțin acum, da? Cel puțin acum, da? Așa și mai văd o legătură ca și cum entitatea asta ar raporta la alte entități, da? Da. După care, acolo unde vrea să meargă, există deja ca un costum de scafandru, efectiv, ca de scafandru, dar fără chestia aia de oxigen în spate, da? Ceva molat, așa? Da. Parcă este umplut cu gol, cu aer, cu întuneric și așteaptă ca el să înceapă să lucreze acolo și să-l rețină, da? Da. Să știi că m-am uitat la mama lui, n-are foarte mult suflet acasă, da? Este într-o... Ce este în locul sufletului? Entitățile, parcă le cheamă, le ține cu ea acolo, îmbrățișate, da? Știi? Și asta este forma ei de manifestare, a fost scris lor, da? Asta e forma ei de manifestare. Ea n-are capacitate de iubire mare, cum au ceilalți oameni. Are blocată, închisă. Da, pentru că contractele astea a venit și n-a vrut să deschidă mai mult. Îi place, așa, pentru că
simte nevoia să comande zona de control, da? Da. Să știi că și de asta Lex a căutat-o pe Ada. Pentru că este tot așa o femeie puternică, nu în sensul în care este mama lui, în sensul negativ, dar este genul de femeie pe care te poți baza, da? Și știm că dacă omul este învățat din copilărie cu un construct, încearcă este ca o zonă de confort din care nu vrea să iasă. Da. Și se prelungește această stare, știi? Dar să spunem că a avut noroc fără alte implicații ale entității noroc sau acel. Deci a găsit ceva mai pozitiv. Da. Așa, decât a avut și asta spuneam că ea n-are capacitate de iubire. Singura formă pe care o experimentează în viață este forma de control asupra celorlalți, da? Și să știi că au un istoric în care acest fiu al ei n-a ascultat-o, da? Ce s-a întâmplat? Mi-a scris că ea s-a deconectat și am răspuns continuu. Da, spune să apese. Da, 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 am spus, da, da, da. Așa, da, m-a speriat. Stai un pic să mă reconectez, da? Da. Blocăm acum toate influențele care se pot naște prin această investigație, este și normal, da? Deci sunt energii foarte puternice în joc, da? O văd pe ea, nu știu, așa niște îmbrăcămiți, ca un fel de contesă neagră, așa îmi vine să spun, da? Da. Și are fiii ăștia doi care îi are și acum, da? Tot în aceeași ordine, tot Lex este cel mai mare, da? Da. Așa. Și, deci, în timp ce Lex este în această viață, cum să spun, genul care luptă pentru a acoperi granițele, pentru a fi zona lor liberă, da? Este ca un oraș-burg unde sunt ei, știi? Și tot timpul sunt măceluri, sunt lupte, sunt conflicte. Vor să pună alții mâna să ocupe și zona asta, să-și extindă domnia, știi, pe mai multe zone. Și deci el este tot timpul plecat, știi? Și deci în momentul când citim, când vedem această informație, da? El are vreo 24 spre 25 de ani și i-a cam trecut timpul de însurătoare, da? Da. Și deci ea este, cum să spun, respectă tradițiile care le au din moși strămoștii și văd că îl presează să se însoare cu o leșinată, că altfel nu pot să-i spun, știi? Fata unui comandat de gărzi intern și, într-adevăr, o ființă așa insipidă, incoloră și inodoră, știi? Așa, dar el are deja o legătură, dar este o femeie din popor. Da. Este o femeie din popor. Nu este nici necinstită, nici nimic, dar el a venit să îi prezinte mai de mult ca un fel de condoleanțe, știi, pentru că a fost foarte viteaș, a luptat și a fost răpus și s-au văzut, s-au plăcut și s-a prins cânteia, da? Da. Așa, acum văd că femeia asta este pe cale să nască un băiețel, să devină mamă, da? Și deci când se întoarce este o perioadă în care mama spune că trebuie să înceteze un pic cu plecatul la lupte, să-și vadă de viața lui socială, să lese un moștenitor, știi? Și atunci el face prostia să o cheme la o discuție între patru și să-i spună că are deja un moștenitor. Este pe cale să se nască. Ea se mânie și deci nici nu vrea să audă, zice că îi murdărește sângele cu oameni din popor și așa mai departe, da? Și peste foarte puțin timp, în câteva zile de la chestia asta, iarăși este un conflict și chiar este nevoie să plece. De data asta nici maică să nu mai spune nimic, știi? Dar în timp ce el este plecat, maică s-o operează acolo, știi? Adică femeia aceea a născut chiar a doua zi după ce a plecat, da? A identificat-o unde este, da? A luat-o, a pus-o ca și cum ar avea intenții bune ca viitoare soacră, că așa, într-un fel de
casă în altă parte decât în burgul ăsta. Da. Așa, și cam singurate cu locul ăsta aproape de o pădure. Și după aia a trimis pe cineva să asasineze mama și să îngroape copilul de viu, da? Da. Așa. Să știi că pe mama a asasinat-o, dar pe copil totuși nu l-a lăsat inima să-l omoare, știi? Și le-a ascunde, practic îl crește el, omul ăsta, care de fapt e un ucigaș. I-a ucis mama, da? Îl crește ca și pe copilul lor, da? Și nu spunea aproape, el trăiește izolat, mai singurate, ce sunt în afara burgului, știi? În fine. Și deci el se întoarce, aude că femeia a dispărut și a dat seama că și-a băgat maică-sa coada și ceartă cu ea, îi cere socoteală, încearcă să afle, nu află nimic, da? Atunci el se consolează și se mărită cu Insipida, da? Dar sânsoară, pardon, cu Insipida. Dar Insipida între timp a dezvoltat o legătură cu fratele mai mic, da? Da. Care, uite, și în viața asta e foarte feminină, îl interesează moda, hainele, înțelegi, nu-l interesează luptele, nu dă semne de bărbăție, știi? Da. Dar totuși au o legătură, dar el special așa a făcut, că era ciudă pe frasul, știi? Așa, dar maică-sa se înțelegeau foarte bine cu fratele ăsta, că era lângă ea zi de zi, pe când celălalt e văduvă, nu există tatăl, a decedat în lupte, în fine. Așa, cert este că viața asta se termină ciudat pentru că el crește copilul lui frasul, știi? Da. Și am impresia că maică-sa știe toată tărășenia, da? Și deci pe patul de moarte îi spune că nu-i copilul lui, copilul frasul și copilul lui a murit. Și el cercetează, așa, găsește ucigașul ăla foarte bătrân, da? Și își găsește propriul fiu, da? Și rămâne împreună cu el, da? Deci cam asta este conflictul, da? Ea considera că fiul ei n-a ascultat-o, știi? Deci o stare de dușmanie aici, știi? Da? Și deci când moare, știi? Lasă că are o codiță de interferări și de răutăți, știi, când moare din această viață, maică-sa, știi, în spatele ei, da? Da, nu numai că nu se căiește, dar dă de la ea și cere putere ca să-l supună totalmente în alte vieți, da? Și uite, să ajunge la viața asta în care ea vine cu constructul, nu mai ține minte contextul, dar știe că n-a ascultat-o, da? Dar să știe că acum parcă se rușinează și duce capul într-o parte, când și-a văzut faptele. Da, înțeles, și-a cauzat. Da, și zice... Cred că în viața asta el mă pedepsește, de asta nu-l dă nepoții, da? Pentru că atunci când mi-a dat, spune, nu am prețuit și am vrut să omor nepoții, știi? Și întoarce capul spre o parte și zice că îi pare rău. Nu și-a dat seama cât este de neagră până acum, spune. Da. Și nu și-a dat seama, spune că nici nu și-a primit nu și-a privit fiii cu iubire, da? Să știi că fiul cel mic, da, așa este, cum am zis, dar nu este tendința 100%, știi? Deci el încă nu s-a identificat ce îi place mai mult. Da. Da, deci este, practic este foarte bulversat și este rușine de el însăși, da? Și atunci când el, când mama îl vede vulnerabil, simte nevoia să-l protejeze mai mult, l-a simțit vulnerabil toată viața, da? Pentru că ea de iubit nu iubește pe niciunul mai mult, da? Și acum înțelege mult de această parte sufletească a lui Lex, da? Spune că vrea să-i dea deoparte deocamdată, da? Să rămână aici, să primească informații, dar vrea să-i dea deoparte, da? Da. Deci am spus că am văzut niște forme gând ca niște mici gargui cu aripi negre, așa, subțiratice, știi, ca niște coperți, să spunem, da? Da. Câteodată ies dintr-un portal, cred că este sufrageria, cum se spune în România, sau salonul, știi? Adică parcă pereții din colț, cum intri, din colțul opus, se depărtează și este
o coloană așa neagră ca de fum și pe acolo intră, da? Bine Da. că răspunzătoare sunt energiile, știi? Și aici o să fie nevoie de o clarificare între părțile sufletești și modul cum a fost dat așa acest Da. apartament. Să scrie acolo, să mă aduce aminte la urmă. Trebuie să fie curățate complet aceste două părți sufletești. Și deci psica trebuie să vină să-i apere, da? Da. Așa, și atunci au copleșit, au fost vreo 4-5, știi? Pe celelalte le-a nimicit, ca și cum le atinge sau emite din gură, așa, ca o energie aurie, știi, și din privire, ca niște lasere, și ele explodează, știi? Atunci Da. au năpădit-o, au fost mai multe, da? Deci percep o vibrație mai joasă în casă, da? Da. Este adus o vibrație de disperare de undeva, o contaminare care nu le aparține, da? Așa, plus ce mai exista prin casă, da? Așa, deci nu văd, este ceva totalmente străin, nu este prinsă de niciunul, nu face parte din, adică nu se împerechează cu propriile lor emoții, da? Da. De fapt, s-a vrut instalarea acestui stări de disperare. Cred că este un egregor care este persistent în întreaga clădire și pe acel loc, un egregor social, da? Da. Și deci este una din puținele locuințe în care nu penetrează, știi? Nu este în legătură cu oamenii complet, știi? Da. Așa. Și este nevoie acum să deconstruim multe lucruri, da? Adică De unde începem? Începem de la Ada, de la înțepătură. Când le-a primit, o să merg Da. eu cu ea și o să pun în bulă de fiecare dată. Refacem procesul, da? Da. Da, deci o dată. De trei. Și de două, da, știu. Așa, a doua oară. Am pus niște, ca și cum sunt mingiuțe cu rumeguș în ciorap, știi, și le-a atârnat pe celelalte două și acum am spus să-și retragă toate acordurile, permisiunile, promisiunile, obligațiile și înțelegerile și semnăturile din asta, să nu poată fi refăcută nicio parte, o parcă date actele, da? Deci, este ca și cum de fiecare dată o parte transparentă, imprimată așa ca într-o foaie de gelatină, pleacă în informare, în informații, da? Da? Așa, și acum să-și retragă toți fotonii de peste tot și din lumea virtuală, pentru Da. că lucrează la asta, da? Da. Și să analizeze toate contractele și să le elimine obligațiile ezoterice, copii, oglindiri, da, puncte și subpuncte, da? Ce se reintegrează, să purifice. Da, așa, și acum și el. Da. Pentru că, da, spune că nu o să accepte niciodată acel costum, să fie clar, una scrisoare de intenție, da? Parcă ciocârlanul ăla, știi, care l-a descoperit și vroia ea să mă ciocănească în cap, da? Serios, nu serios. Că așa, câte entități am bubuit și am explodat, una în plus strică, știi? Și am spus, din moment ce eu vin aici la curățare cu înțelegeri și cu acordul părților sufletești, este ca și cum ar veni cineva, știi, și ți-ar bate musafirul în casă, știi? Cam așa ceva. Deci este un atac la persoană. Da? Nu, eu nu iau personal, dar da, am motive să bubui la prima călcare de în afara pătrățicilor, știi? Așa, și deci asta zic că ciocărlanul ăsta îi pregătea sau vroia să se conecteze cu ei, să-i pregătească ca să devină părinți, dar nu în sensul terestru, da? Da. Ci părinți, să spunem, eterici, da? Care ar fi făcut, să spunem,
Adică puțin de suflet de la ea, puțin de suflet de la el, pus într-un corp energetic fals creat, da? Pus într-un alt corp de cyborg, da? Și da, ar fi rezultat o ființă de ajutor. Asta era formula. Deci toate până la urmă sunt mână în mână, da? Uh-huh. Mână în mână, da? Și acum, deci începe, s-a făcut curățarea lor pentru actele de la serviciu, să înceapă curățarea pentru da, acordul de locuință aici, da? Așa, și trebuie să-i aducă pe amândoi, partea sufletească, uh-huh, tatălui în clopot de lumină, închis în partea de jos și a mamei, care zice, o, nu din nou, da, și zic, uite, spuneți-le că aici trebuie creat o lămurire, da? Adică nu se poate ca voi să locuiți în perimetrul ăsta energetic, în felul ăsta, da? Da. Să-și ia frumos pielosul acasă, da? Cu coadă de scorpie, da? La care ei zice că nu le aparține. Da. Dar, deci, să retragă acordul de existență al oricărei ființe și neființe dincolo de dreptul energetic al lui Ada și al lui Lex, uh-huh, da? Așa, acum și definitiv, da? Și spune, gata, nu o să vă mai trimit nimic, zic, stai așa că mai avem o chestie. Zic, uite, eu te-am văzut, te-ai făcut câte scarpe la picior sau îți așez încălțămintea, iar tu ai presărat ceva, da? Ceva da, așa efim, cum ar fi zahăr, zahăr și sare mai măruntă. Și zice, n-am vrut să-i fac ei, adică de nimic rău, spune. Am vrut să fac să mă asculte, să... Da. Gura și zice, asta nu se poate face, sunteți suflete, da? Bine că ești suflet și nu ești altceva, vreo carcasă plimbătoare, da? Sau vreo clonă, da? Și atunci sufletul la suflet nu face rău, da? Când nu ai vrut tu, poate vrei tu să trăiești cu fiul tău, da? Anul am de crem, da? Da. Nu te gândești că el este matur, da? Și este fericit și o iubește. Și viceversa, și el iubește și ți-l respectă, da? Transmite asta corpului tău și minții fizice, da? Să înțeleagă, da? Da. Este momentul de separare și să-i lași în pace, da? Și în plus să retragi tot ceea ce ai pus, da? Acolo. Da. Și am spus, uite, una din chestiile pe care tu ai făcut-o, da? Să nu crezi că te duci acolo și dai numai bani, da? Entitățile niciodată te-au îndosariat când te duci la destea, da? Uh-huh. Așa și... Crezi tu că faci că ești... Deci totul se plătește, da? Și da, nu-i vorba, deci, plata aceea care zici tu că o dai lumânare aprinsă sau bani nu știu pe unde sau nu știu ce obiect, nu știu ce mirosuri, alea sunt fleacuri. Vaxalbina, cum ar veni, da? Adevărata plată este în energie sufletească, da? Și dacă tu vrei în viața asta să faci contracte, fă-ți-le pentru tine și pentru nasul tău, dar nu asupra propriilor tăi copii. Pentru că îți aranjezi o karmă viitoare și nu de o viață și de două. Asta se umblă la 99 de vieți în sus, nu se umblă așa. Zic, chiar vrei să îngroși rândurile Matrix-ului atâtea vieți la rând, știi? Și deci ei o ajută și dau informație și dau și o genduță de ieșire din Matrix la fiecare. Le spune, nu-l să pună, știi? Dar să o analizeze bine, da, să vadă ce e în ea, știi? Și zice, da, mi-e rușine de ce am făcut, spune, da? Zice, parcă este o minte în mine care trece pe lângă mintea mea și mă pune să fac prostii. Zic, haide să nu ne spălăm pe mâini de responsabilitate, da? Că până nu vrea și pielea ta, nu se întâmplă asta, da? Da. În oricare activitate, colaborare cu entitățile, există o parte în care partea sufletească chiar vrea, da? Numai dacă nu este amețită cu cai verzi pe pereți de la început, da? Și atunci, deci, da, face ca și cum ar da cu măturii, ca și culmea că se duce și în, la o bibliotecă, o vitrină cu niște obiecte, parcă sunt vaze sau ceșcuțe în miniatură, stare drăguțe și finuțe și parcă perie și de acolo ceva, ies niște energie așa ca niște fumuri, da? Da. După aia, din colțurile unui covor frumos, așa, grosuțe covorul ăla,
cred că e original, așa, e pieptă, n-a grăsuț. Și din ceva de învelit, ca un pled mai gros, care seamănă cu o plapumă, știi? Da. Și zice, gata, deci el avea ca o emblemă, da? Dar emblema nu stătea în mijloc, se plimba. Când pe ceva care oarecum are dulci sau pătrățele, știi? Și se plimba de pe un careu pe altul, știi? Da. Așa, când în mijloc, știi? Cum mai pune o lumină, știi? O proiecție, știi? Așa. Și stai că se duce în balcon și este ceva ca un spor de flori și de acolo curăț. Zice, gata, chiar că am terminat și face așa, știi, așa semnul ăsta. I-a zis că semnul ăsta, uite, la anumite nații este un semn de rău augur. Și zice, nu, vreau să arăt că am încheiat. Zic, da, da, comunică, nu arăta cu semne. Da. Așa, și chiar că a plecat, da? Ca și cum ar ofta și el adânc și, cum să spun, extrage din rărunghii lui, din adânc, de asta de durere, așa, de vid, de gol, da? O senzație de sfârșeală, îmi vine să spun, da? Și spune că acum în mare înțeleg, da? Spune, înțeleg, spune, cumva m-am liniștit pentru că știu că chiar dacă pe ea, poate mintea fizică, o duce atâtica înspre direcția aia, totuși nu este 100% pentru că sufletul este negru, da? Da. Și vrea chiar să-mi facă rău. Sau, înțeleg că atâta mă poate iubi, da? Și am spus, uite, nu poți să cer la vechea mea, vechiul exemplu, da? Nu poți să ceri la mașina de pâine să facă mâncare la imprimantă, dacă chiar n-are program. Așa este peste tot. Nu poți să ceri la altul să te iubească mai mult decât te poate iubi. Da? Trebuie să accepți. Deci el trebuie să accepte că atâta iubire poate să-i dea, atâta atenție poate să-i dea. În momentul când intră în acceptare, să-și asume că el a stat în treaba asta, știi? Și s-a consumat aiurea și a pierdut energia, da? Care și-o putea canaliza, uite, spre partenera lui, nu că nu s-ar canaliza. Și aici, între ei, foarte mult, ea, Ada, îl are deja copil pe Lex, da? Ea îl curcolește, ea e mai mult mamă decât soție, da? Da. Așa, și vezi, este una din slabele momente, din puținele momente când este în mintea ei feminină, da? Ea este în mintea ei masculină, nu pentru că așa este formată, ci pentru că lucrează în domeniu, da? Deci ea lucrează cu mintea ei efectiv foarte mult pe tărâmul ăsta și în profesia ei, da? În schimb, i-ar trebui o înțelegere, o detașare, adică să-și spună ei înșiși așa, da? Din moment ce am încetat și nu mai sunt acolo, nu mai lucrez, așa, respir adânc, elimin ce este de eliminat, tai legăturile, îmi trag fotonii, anulez posibilele contracte și acum mințile mele sunt în echilibru, da? Da. Adică, din moment ce termină lucrul, pentru că nici nu vă dați seama cât este de dur pentru omul cu parte sufletească, da? Are sufletului numai iubire, floricele, știi? Nu mai este, bineînțeles, și puternic și pregătit pentru experiențe în același timp, da? Să lucreze într-un domeniu cu multă concentrare și minte și energie masculină, da? Adică să caute întotdeauna să-și facă ceva pe plac când termină, da? Să pape ceva care îi place, să bea ceva care îi place, așa, să observe un pom, o floare, să iubească pisica, să-l iubească pe el, sunt atâtea lucruri, așa. Și apropo, deci o scrisoare de intenție, câte o scrisoare de intenție, da?
Da. Pentru toate entitățile implicate până acum care și-au reziliat contractele, șefii organizațiile lor antesubsol, posibilitate de refacere în viitor și colaboratorii umani și non-umani, da? Și o interdicție, deci nu numai a furtului de energie, de spionaj energetic, da? Știi, la care mi-apare un fel de umanoid, este slab, așa cu un trupușor ca de chinez, îmi vine să spun, cu capul mare, dar parcă e o ființă făcută toată din cristal. Așa, și bineînțeles că mi-a venit în secunda 2 Andromeda, da? Așa, și zic, când o să terminați cu spionajul ăsta? Zice că este un procedeu foarte interesant. Când doi oameni, un bărbat și o femeie, și el adaugă și nu numai, știi? Fac dragoste, da. Spune, da? Lor, ca și cum ar fi voyeur și le place să tragă cu ochiul la proces în sine, lasă că învață o grămadă de chestii a combinării energetice, da? Și acum scrisoare. Deci acest umanoid cu capul mare din cristal era din programul așa zis lui Batman, da? Da. Așa. Batmanului Hill, da. 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 Am uitat să întreb dacă hermafrodită, da? A trecut timpul, în fine. Așa. Îți duci de aici. Așa. Da. Bun. Și deci văd ca și cum casa asta în sine, deci împreună cu ei le zboară, știi? Adică da. Ei sunt în același timp în corpurile lor energetice și sunt ultra mișcătoare, așa, și cu șirurile acelea frumoase de energie, în același timp parcă bucățelele alea minuscule, electronii din energie se separă și dau voie să iasă acele fire de energie care nu le aparțin, da? Da. Și asta vreau să spun, că și din casă în sine, acum energia este proaspătă, luminoasă, da? Adică se simte adevăratul sens al cuvântului acasă. Dorința de a sta în confort era și până acum, dar acum este mult mai bine, da? Se scoate fata Ada programul ca și cum a simțit ca și cum este datoare să-i tolereze, da. Pe părinți, pe părinții lui, știi? Adică nu este un program de mândrie, toleranță, știi? Și de să știi că ea are o intuiție foarte bună și este în plină dezvoltare, da? Ea, da. Dacă se ascultă pe ea, ajunge foarte departe în, așa. Deci este ca o tornadă, da? Nu este genul ăla care evoluează așa ușurel, ați mai înțelege ceva. Și ea, de fapt, a înțeles toate, dar nu-și dă drumul la neîncredere. Și i-am spus să o scoată. Zice, este de la grădiniță programul ăsta, da? Pentru că, zice, mama și tata nu m-au învățat să nu am încredere în mine. Da. Zice, din potrivă, dar parcă doamna de la grădiniță, când a fost dusă prima dată, parcă la niște bunici și apoi au trebuit să o ducă la grădiniță, cred că pentru grupă pregătitoare sau ceva de genul, nu știu ce să spun, da. În fine. Așa, și parcă n-a putut să o înghită de la început. Nu-i plăcea energia ei, o curenta. Da. Așa, și simțea tot timpul nevoia să o umilească, da? Și parcă întotdeauna știa la lecție, era pusă să răspundă ultima sau când vrea să arăte cât a înțeles și asta, deci o descuraja, da? Și de aici spune, uite, simt copilul interior ca și cum ar fi curentat de un fulger și ar fi efectiv despicat în două, spune, pentru că copilul acela spune, vine în viețile noastre numai cu iubire, da? Și simte nevoia să vadă iubire pretutindeni împrejur. Și când el este respins, spune, îl doare, da? Și zice, de atunci am simțit nevoia să pun ca un fel de înveliș peste copilul meu interior, peste fetița mea, spune, ca și cum eu am închis-o acolo rănită, da?
ca într-un cristal, spune. Nici nu i-am dat voie să dea drumul la suferință să se vindece, spune. Da. Și a rămas acolo blocată și simt nevoia să topesc această cușcă de cristal și toate să iasă la suprafață. Foarte și bine, da. Eu să mă vindem. Și dacă nu e echilibru, fetiții interioare, pentru așa care moaie omul, care orientează atenția în partea frumoasă a vieții, nu numai în alergătură și asta. De asta este și un pic de dezechilibru între minți. Da. Așa, și spune acum, deci față în față cu el și zice, eu te simt mult mai bine acum. Da. Spune el, te simt mult mai bine, adică te simți, spune, și ca femeie, spune, nu numai ca mamă. Adică se conectează cu părțile în mod natural, normal, să nu spunem. Da, da. Nu există corect sau incorect, fiecare își face experiența cum vrea, știi? Și el s-a dus până afară și a dus mașina. A dus dublura energetică, știți? Foarte bine, s-o curiță. Așa, păi tocmai de asta, e ca da, o mașinuță atâta de jucărie, da? Și curat, așa, văd că e strălucitoare, frumoasă, așa, și e o curăță, parcă a băgat, s-a lungit mânuța, știi? E și a băgat pe geamul din spate și trage tot energie, da? Să curețe și contractul ei, da? A zis că așa fiecare lucru, da? Oricât ar fi de artificial, dacă este creat, spune... El a fost creat întâi în astral și are dublura energetică și de fapt ce spunem noi, dublura energetică este originalul, iar ceea ce este în fizic este copia, este da, tocmai invers. Și eu am să adaug aici pentru că ceea ce se creează, ce se co-creează, este gândit, dorit întâi, da? Deci prima dată se nasc toate în energetică. Nu în fizic, și de au dublură energetică. Deci, unele sunt dotate cu viu când sunt ale noastre, când există prezența spiritului, a sufletului, iar celelalte sunt pur și simplu constructe, da? Da. Ce bine ar fi să ne învățăm, de exemplu, să putem face o machetă energetică a mobilei din casă, o modificăm apoi după cum vrem noi. Să ne schimbăm, să par deja schimbat. Păi știți că toate astea sunt posibile, dar egregorii ăștia de limitare din lumea 3D sunt foarte aspri, da? Și vorbind de egregori, aș vrea să se desprindă de toți egregorii, da? În primul rând să-și tragă toată informația. Toate copiile și oglindirile, ante, subsol, posibilitatea de refacere în viitor, în toate programele și ca familie, și ca fostele profesii, și ca schimbare de profesie, și ca impozite, și ca taxe, și ca orice. Da? Da? Așa. Da, să vedem un pic punctele. Da. La amândoi. Bun, să începem de la el. Da. Spune că vrea să se mute cu lucru, cu locul de muncă, așa, să-și curețe intențiile, să-și facă un proiect al lui, așa, și să-l dea în sursă. Da, și-a curățat intențiile, în sensul că el venea cu un bagaj așa de niște chestii care nu i-au plăcut, de dezamăgire, da? Ca o carapace de broască țestoasă și aducea de la fostul lor de loc de muncă la cel nou. Și asta însemna că el, partea aceea care era stupată, știi, ca de carapace aceea, ca de bagaj în spate, nu era observată, da? Și deci ar fi urmat, într-adevăr, ca o depreciere. L-ar fi pus la lucrurile mai grele, conform vibrației lui. Acum asta s-a eliminat și a înțeles încă o dată că nu trebuie să aducă trecutul în prezent, da? Trebuie să trăiască prezentul. Așa și pe partea cealaltă, cu mama, da? Ce a fost, a fost, da? Tot vă acuzați sau ne acuzăm atâta părinții că atâta au știut, am spus. Nu poți să-i ceri uscătorului de păr să-ți aspire casa, da? Da. La suflă nu trage. Așa. Deci nu există programă respectiv. Și atunci iartă, uite, lasă-le în urmă. Da? Deci noi ne schimbăm de la secundă la secundă.
eu, tu, fiecare dintre noi în secunda următoare, o să fim altceva, alții, da? Și atunci cum să te cramponezi de ceva care a fost acum 30 de ani în urmă? Da. Asta înseamnă că tu îți faci singur o spirală, o buclă, da? Și te întorci în momentul când așa. Și da, deci tări și pe alții cu tine, pentru că tu ai nevoie de martor, da? Tu nu înțelegi singur, singură ce s-a întâmplat și îi tări cu tine ca să asiste, să uite ca la un film să spună fiecare părerea despre acel film, da? Da. Iar unul dintre acești martori, dacă nu sunt aleși cu grijă, poate crea o halucinație, să spun, negativă, da? Adică o înțelegere totalmente greșită a situației. Da. Așa. Și deci am acumulat toate acestea și bineînțeles că celelalte sunt șterse, da? Și deci să spună că asta este numai una dintre multiplele surse de câștig financiar în viața asta, da? Da. Și că nu va fi legat de abundența lui benefică, da? Este numai o ramură pe care el o creează cu energia, voința și munca lui. Atât. Da. Bun. Așa. Spune că probleme cu părinții, se simte respins. Da, am văzut. Da. Citesc, nu rămâne el, ceva. El parcă-i taică-su, știi, ca și cum are... Are gura cu sute de mult, nu prea vorbește multe. Da. O mai face el pe zmeu, așa că se enervează câteodată, da? Așa și e foarte dezamăgită, ia o vedem încă o dată și zice, acum ce am făcut, știi? Ca și cum, ca omul care a rămas cu bagajele în drum, știi? Și-a făcut viața patină și nu știe încotro să ia. Informații are și mai dau încă copiii pachete de informații, da? Da. Bun. Așa. Să ne uităm dacă mama lui mai face unele ritualuri sau orice. Parcă e învățat cum e țiganul cu scânteia. Da. Știi? Adică din orice nu iese, ea nu-și mai pune, cum să spun, să crede. Adică dacă nu iese ceva așa cum vrea ea, știi, deci nu se întreabă de ce, nu se analizează, autoanalizează psihologic. Da. Așa, deci face așa ca să fie cum vrea ea. Este ego. Am văzut ce este acolo, da? Și am văzut că nu știa unde să o ia, că am rămas cu bagajul în drum, da? Da. Și parcă el zice că, păi dacă ești așa, eu nici nu te mai primesc la mine, știi? Ca și cum ar da o afară energetic din viața lui, știi? Bine, noi nu vrem să se ajungă la chestiile astea și cred că nimeni nu își dorește să facă o sesiune, să despartă doi oameni, da? Da. Dar să știi că vor avea multe înțelegeri și, cum să spun, multe discuții, da, pe tema asta. Da? Adică el va începe să-i vadă adevărata față pentru că ea dorește ca lucrurile să se schimbe și să se arate cu adevărat, nu ca să intre în situații conflictuale. Da. Bun, așa. El are niște clone. Văd una, are o clonă în Dubai. Stă la masă cu niște dea bogați, prinde diamante și așa. Și suflete de jin. Da. Da. Adică au de jin în ei toți, știi? Da. Bun. Așa. Am văzut cu mașina și a curățat-o. Da. Mi-a plăcut sistemul ăsta, uite, vezi. Din toate sesiunile învățăm și noi câte ceva, știi? Da. Adică să faci lucrul mic și să lei să-l cureți, da? Parcă este o mică problemă la farul din stânga, pardon, da. Știi că văd, stânga față, da? De desubt. Așa, ca și cum aș vedea cablurile un pic prăjite, știi?
Și da, în timp, dacă nu este verificată, s-ar putea strica de tot, știi? Uh-huh. Inclusiv farul. E bine să se, să se uite acolo. Da. Să vadă. Bun. Să șteargă ADN-ul de peste tot, că a făcut unele analize. Da, ce se poate are... reintegra, să reintegreze purificându-l, restul să-l ardă. Da, este scos din toate colecțiile. Da. Parcă familia asta de la care s-a luat, s-a cumpărat această mașină, are un băiețel, un copilaș, pentru că eu văd mereu un băiețel în mașină, ca și cum ar vrea să conducă și apasă, ține de asta acolo leacă prăjite alea, știi, că da, se juca cum se juca cu jucăriile lui, știi? Uh-huh. Nu știu dacă este copil sau nepot, în fine. Este neclar, ceva slăbuț. Da. Poate prea slăbuț pentru dimensiunea asta. Da. Bun. Așa, nu mai este prezent la ei, că e curățată mașina. Da. Da. Bun, să trecem la ea. Așa. Spune că are un examen final în vară, terminând școala care urmează acum, pentru postul, știi, care vrea să ocupe, să-și facă și ea proiectul ei. Da, e așa făcut deja proiectul. Da, da, e, deci e foarte înfiptă în succes, n-are nicio treabă ea. Mm-hmm. În sens că merge precum cometa, da? Da. Precum cometa, da? Da. Și-o văd așa, lucrând liniștită, frumos, înțelege elegant și a făcut preproiecție cum ar veni. Așa. Tare, tare frumos, da? Și deci îi place. Îi place ceea ce o să facă, da? Uh-huh. Îi place, adică face cu pasiune. Nu respinge că trebuie să aibă o meserie. Sau... îi place chiar, da? Da. Deci, dacă ea își deschide capacitățile, o să vadă prin intermediul a ceea ce face niște umbre și niște chestii și pe care alții nu le percep. Da? Da. Poate că și de asta ajunge în locul ăsta, ca să-și facă ca autoconfirmare pentru ea însă și pentru ceilalți. Mm-hmm. Bun. Spune că are probleme cu gâtul, tuse, așa, care s-a accentuat după ce a fost, știi, locația acolo. Da, păi își mănâncă emoțiile de aia. Adică își înghite protestele, da? Ar vrea să spună mai multe, știi? Și le mănâncă și nu este genul care stacă din gură, dar de dragul lui și al politeții sociale, să spunem că, că face asta, da? Știi? Da. Așa. Și trebuie să se elimine energia asta, că nu vrea, că nu vrea, că nu vrea. Că, pentru că, uite, în destule vieți a greșit aceste nurori, dar chiar vrea să mai facă o viață în plus prin care să acumuleze vinovăție pentru karme, este timpul să se respecte reciproc. Da? Ea a de-a face o comparație între ce fel sunt părinții ești, ce fel este mama ești și ce fel sunt ceilalți. Da? Pentru că practic, când o fată se mărită, da, în soacră este o prelungire a formulei de mamă, da? Da. Adică ar trebui să aibă, cum să spun, o mamă suplimentară, o mamă în plus. Câteodată așa este, știi? Și deci n-a fost conform așteptărilor. Și i-am spus că așteptările noastre, deci sunt cum ne le construim din introiecțiile, din interiorul nostru, da? Da. Dar lumea afară este cu rudă și este cu totul altfel, da? Așa și că ea nu poate să schimbe modul în care au privit-o sau o privesc, dar poate să schimbe adaptarea la această situație. Adică să nu-i pese, să trateze, cum să spun, în modul logic, adică să accepte că există oameni care nu pot iubi mai mult decât mătura electrică în picioare. Scurt. Așa. Da. Bun. Și își spune că ea s-a supărat un pic pe el când a luat-o pe mama lui cu mașina. Așa. Parcă prin această
chestia s-a accentuat breșa aia care era. Acum peretele este cu full la loc, am spus că e casa luminoasă. Da. Da. Bun, așa. Să ne uităm și un pic la pisicuța lor. Da. Așa. Este un spirit foarte luminos, foarte. Parcă în pisica asta ar fi numai o parte. Parcă este prea mare ca să încapă într-o pisică, să spune. Așa și să știi că în pisica asta este un spirit care are foarte multă legătură cu apa. Nu știu dacă îi place apa în sine sau dacă fuge ca toate pisicile, da? Da. Și o văd că a mai fost pisică de multe ori, felină a fost de foarte multe ori și sălbatic, așa, ca un leu masculin cu coamă, da? I-am spus că și ea trebuie să se concentreze dacă vrea să plece din Matrix și din constructe, știi? Și spune, da. nu, eu mai rămân, spune, pentru că am niște treburi de făcut și am înțeles perfect ce și cum. Dar i-am zis că poate să-și centreze în prezent tot spiritul, toată energia, tot, știi? Și adică să se reunifice cum ar veni, da? Pentru că și ea este pe foarte multe formule de spațiu și timp, știi? Și bineînțeles că puterea ei energetică o să sporească, da? Da. O să bubuie de numai dacă vine ceva pe acolo prin casă, da? De pisicile cu energie unificată sunt foarte, foarte puternice. Da. S-au mai întâlnit ei prin vieți cu acest spirit? Deci îl văd la un moment dat pe el, un băiețel, da? Da. Și are aici pe mână ca o mănușă din aceea specială, știi? Și el este o pasăre albă, ca ceva între o agvilă și un papagal, dar e mărișor, așa, știi? Da. Și mai are ochii la culoare căprui pasărea asta. E albă, albă ca laptele toate, atât de frumoasă. Mă, dar are o privire, știți cum? Parcă se uită un om. Toate emoțiile lui prin ochii aceia, îl iubește. Cred că a crescut-o de mică, da? Iar pe ea o văd în altă viață cu un cățeluș minuscul. Din acea rasă foarte mică. Mai mic decât chihuahua, știi? Subțire și mic, așa cum un șoricuț. Și deci este cu ea, da? Da. Asta ca animale deosebite, pentru că s-au cunoscut și ca pisici, da? Uite, la un moment dat, deci îi văd pe ei parcă sunt Hansel și Gretel, știi? Că doi copii care fug de ceva și se ascund într-o pădure și în un brișul acela unde se ascund, se aprind mulți ochi, știi? Da. Adică sunt pisicile astea sălbatice, știi? La început parcă au tendința să se atace, dar după aia înțeleg că ei sunt nevinovați și că de fapt au, și parcă fac un umbrar, știi, energetic. Deci aici, din câte înțeleg, au fost vecini în viața asta, da? Și deci el este băiatul din vecin care a iubit-o dintotdeauna de mititică și parcă lumea acolo, satul lor, totul a fost cotropii de strămași. Ei au venit și au fugit și parcă au supraviețuit aici, în felul lor, da? Ce poveste frumoasă, parcă de iubire aici, de mici, parcă sunt în filmul ăla cu Laguna Albastră, așa, și se iubesc de mici, știi? Da. Și zice, am venit aici în viața asta, că tot de mână se țin și acum, și sunt plin de iubire adevărată, știi? Și am venit să întregim, spune, toate astea. Și el zice că are sentimente foarte profunde față de mama ei, față de soacră, spune, pentru că simte că în mare parte l-au acceptat și i s-a dat poate ce n-a avut în mod emoțional de dincolo, spune. Da. Așa, să continuăm cu ei, cu curățările, să verificăm dacă linii genetice sunt în regulă la amândoi. Da, sunt, pentru că, deci încercări au fost multe, dar foarte, foarte multe fapte, uh,
am văzut alte conexiuni pentru alți membri de familie, nu pentru ea. Așa cum să se conecteze toți trei cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra, cu energia pură pe din univers, da? Și cu sursa, deci deodată să-și facă ca o ploaie de aur, să curgă între toate structurile, să le arate programele sau hinturile sau, deci, părțile de programe, da? Să elimine metalele grele din sânge, naniții, din sânge și plasmă, da? Să-și regleze sistemul hormonal, ea. Da. Așa. Parcă este, parcă era un pic dat peste cap. Așa. Bun. Să-și refacă conexiunea cu supraconștientul colectiv amândoi, să adune toate emoțiile, să le elimine ca informație. Da, și încă o dată să anuleze. Deci, în primul rând, ritualuri religioase de orice tip făcute de alții, de orice tip, subliniem, făcute de alții asupra lor, de ei asupra alții, nu prea este cazul, la care au participat conștient sau inconștient. Orice vizită acolo este ca o participare la un ritual de vedere. Așa că trebuie să-și spună dinainte, nu particip la niciun ritual ascuns sau fățit și făcut de tine. Să fie clar așa și o anulare a tuturor contractelor, cuvinte, obligații, permisiuni, promisiuni, înțelegeri, puncte și subpuncte, oglindire ante subsol, posibilitate de refacere în viitor, cu orice ființă sau neființă care nu are în vedere ce vrea. Lor. Da, el are un prieten totuși, au niște prieteni. Este parte sufletească? Este partea sufletească, dar este ca în șnapan, așa, adică îi place să profite de el. Un pic cam îndrăzneț, să spunem, da? Da. Atât, adică ar fi o scrisoare de intenție să acționeze cu această bună parte din el, cu omul ăsta, cu Lex, pentru că și Lex așa vibrează, da? Vezi că nu întotdeauna universul dă ceea ce emiți, da? Asta este valabil pentru intențiile curate când ești perfect conștient și curățat, pentru că în rest, de fapt, tot așa dă, dar dă ce emit alții prin receptorul tău, da? A cuiva, nu a tău, da? Așa. Da. Și acum să dea grijile sursei, da? Da, să-și iau codul originare pentru reschiderea programelor benefice în morfonii lor. Tonul suplețe, elasticitate. Da. Tinerețe celulară. Da. Parcă îi văd pe ei totuși că sunt genul care fac mișcare. Adică nu sunt sedentari, ei sunt un pic sportivi, așa, știi? Îi văd cu niște Adidas albi. Cu, la ea cu talpă mai groasă, cred că și la el așa, știi, îmbrăcat sportiv, adică nu sunt de a puturos să stea numai în casă, știi? Da. Da. Așa. Bun. Și să acum acum asta vreau să spun, să se reconecteze cu abundența, cu potențialul lor, da? Cu tot ceea ce înseamnă ei când sunt în sinele sursă și să transmită la toate formele de manifestare, la corpul și mintea fizică. Și așa, și să știi că ea este în asumare. Deci ea și asumă, mai are un pas până la... Nu în acceptare, scuze. În acceptare, adică ea acceptă ceea ce este, vezi, accepta și ajutor, da? Așa, deci este pe drumul cel foarte bun, nu bun, asta zic. Are un pas, asumarea. Da. Asumarea, adică intri în înțelegerea aceea de plină, știi? Adică zâmbești în barba ta și zici că, uite, bubu e vis-a-vis. Și, deci, sinele tău vine înăuntru tău și îți dă explicația de ce bubu e. A apăsat reptilianul cu unghia pe buton de harp, zic și eu. Da. Așa. Și, deci, tu zâmbești în barbă pentru că știi, da? Știi că ăla se strofocă, se străduiește, se sperie lumea, se facă egregor, se așa, dar tu știi că ești în afară la astea toate, pentru că ești puternică și bazată pe tine. Da. Aici trebuie să, aici mai are și
cu neîncrederea în sine a avut de lucru, da? Da. Da. Bun. Dacă suntem gata cu ei, așa. Dacă poți să-mi spui dacă au un mesaj pentru părțile lor fizice și ce au înțeles, cum se simt ei după această curățare și ce diferențe văd ca părți sufletești. Deci, în primul rând, el spune că se simte mult mai complet și mult mai complex, da? Da. Și zice, acum am posibilitatea să transmit corpului și minții fizice aceste informații ca să o înțeleg și mai bine pe Ada, spune. Și a înțeles multe, că practic țineau o travanel și nu-i dădea drumul, da? Da. Și deci asta trebuie să înțeleagă perfect și la nivel fizic, da? Și că despre ea nu se îndoiește de potențialul ei și de realizările ei, da? Adică o văd cumva spre viitor că îi atinde, da? Va profesa, da. Dar la un moment dat va avea cabinet individual de așa ceva. Da. Deci va fi, nu va mai lucra sub tutela cuiva. Va face ea singură, pentru ea. Cândva. Deci asta este direcția în care dorește să meargă. Da. Are, bineînțeles, nevoie de ajutor și de susținere din afară. Și o va avea la momentul oportun, da? Da. Bun, sunt foarte reconectați cu toate energiile frumoase, sunt la proiecte, sunt acel fistic verde, auriu, da. Alb orbitor, deci este energia abundenței benefice implicată peste tot în toate proiectele lor. Pisicuța este curățată de mușcătura aceea, da? Așa. Și de supărări, a dat supărările afară, da? Bun. Dacă suntem gata, atunci îi lăsăm să se alinieze la corpurile lor fizice lin, întregiți și le mulțumim pentru experiență. Ne despărțim părțile eterice una de cealaltă, tăiem conexiunile nebenefice, ne curățăm câmpuri morfice, semnături energetice, anulăm înțelegerea pe care s-a bazat această sesiune, ne curățăm locația noastră, device-urile și conexiunile folosite în această sesiune, închidem portaluri, canale, ardem toate rezidurile rămase. Da. Iar acum o să-ți număr de la 1 la 3, iată, o să deschizi ochii și o să te simți bine. 1, 2 și 3 și deschide ochii.